Bună seara, simați prieteni! Sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Vă salutăm și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Așa cum deja v-ați obișnuit cu emisiunea noastră, de fiecare dată încercăm să venim în fața dumneavoastră, în fața telespectatorilor, cu teme noi, cu teme de interes și acela lucru îl vom face și în seara aceasta, în care vom veni cu o temă care întotdeauna a atras discuții și, să spunem, o preocupare deosebită a înțelepților lumii, și anume vom vorbi despre înțelepciunea duhovnicească versus înțelepciunea lumească. Cu cine vom discuta această temă? Am onoarea de a-l avea invitat, de fapt, o revenire în studiul nostru a unui prieten deosebit, un prieten drag. Domnul Conferențial Universar, Dr. Ciprian Tărinte, profesor ca didactic la uh, Institutul Teologic Pentecostal din București și pastor la Biserica Pentecostală Vestea Bună din București. Domnule profesor, bine ați revenit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru uh, invitația pe care mi-ați făcut-o și de data aceasta. La vă, domnule, dacă tot vorbim în seara aceasta despre înțelepciune, o uh, să spun, sper că am fost destul de înțelept să aleg tema aceasta din uh, care uh, de-a lungul timpului trebuie să recunoaștem a tras destul uh, confuzie. Haideți să spunem așa și uh, am uh, decis și am agreat împreună cu dumneavoastră să discutăm despre tema aceasta pentru că problema aceasta a înțelepciunii este o, o temă care parcurge Sfânta Scriptură și de asemenea viața omului pe pământul acesta și de multe ori uh, înțelepciunea Dumnezească, cea care are Sursă Divină, este confundată cu tot felul de alte, să spunem, surse de inteligență, pricepere, știu eu, empatie și alte lucruri care, la un moment dat, ne țin departe de ceea ce Dumnezeu ne cheamă. Ar vrea să vedem ce are înțelepciunea cu Dumnezeu și cine este sursa, ce ar trebui să facem, cum ar trebui să ajungem la înțelepciune, care e raportul dintre om și înțelepciune, unde ar trebui să ajungem. Toate aceste lucruri vreau să le discutăm, dar haideți să începem cu începutul. Cum am defini, într-un termen, să spunem așa, cât mai pe înțelesul pe cum am putea defini înțelepciunea? Cred că pentru a defini înțelepciunea trebuie să pornim de la, mă refer terminologic, să pornim de la cei care au reflectat asupra acestui concept și au pus bazele acestei reflexii despre înțelepciune în cultura europeană. Și m-aș referi aici, în primă fază, la Aristotel, care a vorbit cel mai clar, poate, a articulat puțin mai sistematic noțiunea aceasta de înțelepciune, vorbind despre mai mulți termeni, adică mai multe laturi și mai mulți termeni care configurează sfera, Conceptuală a înțelepciunii și el vorbea despre cel puțin două feluri de înțelepciune, folosind doi termeni grecești diferiți. Primul dintre aceștia era Sofia. Sofia, în accepțiunea lui Aristotel, era acea înțelepciune speculativă, contemplativă, acea înțelepciune care îți conferă cunoașterea. Universalului, spunea el. Adică a, să spunem, a legilor, a principiilor după care a, se guvernează Universul. E acea a, înțelepciune la care se ajunge prin teoria. A, înțelepciunea, i-am zice noi astăzi filozofică. să Cunoașterea? Da. Filozofică. Da, o cunoaștere filozofică. Cunoaștere mai spe uh, uh, speculativă. Um. Apoi, um, mai vorbea despre înțelepciunea uh, practică, să-i spunem, uh, și anume fronesis în limba greacă. Este un termen pe care îl întâlnim și în uh, greaca Noului Testament. De cele mai multe ori, el este tradus nu cu înțelepciune, ci cu chipzuință, care este tot o uh, fațetă a înțelepciunii, dar cred că vom ajunge și acolo în discuția noastră. Ei, el spunea că această înțelepciune practică, fronesis, este acea abilitate de a acționa în acord cu Sofia. De a acționa în acord cu principiile Universului. De a-ți rândui viața, de a lua decizii. Era de fapt o înțelepciune deliberativă, să spunem. Puțin mai practică. Da, practică. Este o înțelepciune practică, adică să știi ce decizie să iei, ce să faci într-un anumit moment, dar această decizie să fie în acord cu acea Sofia. Ortopraxie. Cu, să zicem, da. Ceva de, de ortopraxie. De ortopraxie. Da, da. Și, de pildă, posesorul admirat de Aristotel, posesorul acestei fronesis era Pericle, care a fost, știm, un om politic renumit, este considerat fondatorul democrației ateniene. Deci, Pericle era. Un astfel, un astfel de fronimos, de om înțelept, dar avea înțelepciunea uh, practică. Uh, în schimb, uh, Sofia o aveau filozofii. O avea uh, Tales, o avea Epimenide și alți filozofi și gânditori uh, uh, care l-au precedat pe, pe Aristotel. Deci, um, El a vorbit cel mai clar despre aceste două laturi um, foarte strâns legate între ele. Aceste două laturi ale înțelepciunii: înțelepciunea speculativă, care îți dă cunoașterea universalului, și înțelepciunea practică, ce îți conferă cunoașterea particularului. Cum acționezi într-un caz, într-o situație particulară, în acord cu înțelepciunea universală, să spunem. Aceștia să spunem că sunt termenii. Îi găsim pe amândoi în greaca Noului Testament, deci se vorbește în Noul Testament despre ambele concepte. Doar că spre deosebire de uh, Aristotel și filozofia greacă în general, în Sfânta Scriptură, conceptul de înțelepciune în opinia mea este lărgit, este mai amplu. De ce? Pentru că sursa, și dacă vreți și celul, dar Sursa okay. deocamdată. Sursa înțelepciunii, înțeleptul suprem, să spunem, este Dumnezeu. De aceea, în accepțiunea Sfintelor Scripturi, a avea înțelepciune înseamnă a gândi lucrurile, a concepe lucrurile, dacă vreți, a vedea realitatea așa cum o vede Dumnezeu. Mi-a plăcut, da. am mai discutat despre, despre da, da. ideea aceasta, dacă vă ne aducem aminte. Da. Așa este? Da, Sofia. Avem înțelepciunea practică despre care vorbea Aristotel în Sfintele Scripturi? O avem. Chiar dacă conceptul folosit este termenul grecesc, este tot Sofia, uneori, dar. Uh, <coughs> și bine bineînțeles, sunt folosiți și alți uh, uh, termeni grecești. Dar mă voi referi în mod special la, la traducerile noastre uh, românești atunci când vorbesc despre uh, termeni. Găsim de foarte multe ori în Sfânta Scriptură termenul pricepere. Și el apare într -o, în, în conjuncție, să spunem așa, cu uh, înțelepciunea. Mai ales în cartea proverbelor: înțelepciune și pricepere, înțelepciune și pricepere. Vom citi și din Noul Testament texte în care apare uh, termenul de pricepere. Unul dintre termenii grecești pe care noi am tradus cu pricepere este dianoia, da? acea capacitate de pătrundere, să spunem, a realității. Care este. Uh, Relația de complementaritate dintre uh, acești doi termeni. În Noul Testament, uh, în scriptură în general, în scriptură în general, aș spune, înțelepciunea este capacitatea individului credincios, că numai credinciosul o deține, vom vedea cum uh, Apostolul Pavel spune foarte clar, abilitatea credinciosului de a concepe lucrurile, de a vedea lucrurile, de a gândi lucrurile cât mai aproape de gândirea divină, care este angajată în acest proces de însușire a mentalităților împărăției lui Dumnezeu. Să vezi realitatea prin, prin dioptriile împărăției lui Dumnezeu. Priceperea este capacitatea creștinului de a acționa în consecință. De aceea înțelepciunea și priceperea apar foarte strâns asociate în Sfintele Scripturi. Da? Omul Omului Dumnezeu se roagă, solicită și le recomandă, în Proverbele le recomandă cititorilor să caute înțelepciunea și priceperea. Adică, capacitatea de a vedea lucrurile așa cum le vede Dumnezeu și de a acționa în consecință, de a delibera în conformitate cu această, cu această înțelepciune. Găsim lucrul acesta și în, în Noul Testament. Voi citi un text din Coloseni, el este dezvoltat. Textul acesta și subiectul în epistola către Efeseni Din Efeseni voi citi doar uh, pentru a îmbogăți argumentul, dar mă rog. În epistola către Coloseni spune așa. De aceea, Coloseni 1 cu 9, rugăciunea lui Pavel pentru Credincioși din valea râului Licus, să zicem că epistola a fost citită de mai multe uh, biserici din zonă. De aceea, și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem. Să vă umpleți de cunoștința Voiei lui Dumnezeu. Ce înseamnă cunoștința Voiei lui Dumnezeu în uh, concepția teologică a Apostolului Pavel nu este ceea ce credem noi de foarte multe ori că este, și anume capacitatea de a lua decizia plăcută lui Dumnezeu la o răscruce din viață. Noi asta înțelegem prin a cunoaște Voia lui Dumnezeu. Urmează cel mai adesea, da, tinerii se referă la voia lui Dumnezeu când vine vorba despre căsătorie, de pil. Urmează să mă căsătoresc că aș vrea să fac voia lui Dumnezeu. Oare care o fi voia lui Dumnezeu? Da. Și nu-i greșit lucrul acesta, dar nu e suficient. Da? Urmează să mi aleg o carieră. Oare care o fi voia lui Dumnezeu în această privință? Apostolul Pavel um, descrie prin expresia voia lui Dumnezeu, prin cunoașterea voiei lui Dumnezeu, cunoașterea Caracterului lui Dumnezeu și a planului său universal. Al cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a ști cine este El, cum este El, sigur, în măsura în care ne este uh, cu putință uh, omenește, a ști cine este Dumnezeu sau cât mai mult din cine este Dumnezeu și ce plan are El cu lumea aceasta. Da. De aceea apostolul Pavel spune să vă umpleți de cunoștința voii lui, adică să cunoașteți cât mai bine ce vrea Dumnezeu să facă în Hristos da, cu lumea aceasta. Planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu. Da, foarte, o, o expresie foarte bine aleasă. Planul lui Dumnezeu. Și apoi spune în felul următor. Prin, prin orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Aici este dezbaterea. Aici este dezbaterea. Da? Ca să cunosc planul lui Dumnezeu, am nevoie de acea capacitate, haideți să o numim discernământ, da? Deși este mai mult decât discernământ, da? Dar să zicem, un discernământ care îmi permite să văd lucrurile așa cum le vede Dumnezeu și apoi să acționez în consecință. Da? Pavel spune să vă umpleți de cunoștința lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu și pentru aceasta aveți nevoie de niște abilități duhovnicești. Ele nu sunt capacități cognitive. Asta trebuie să Aici, Aici da. vreau să da, da. mergem. Deci este clar că e ceva care transcende ființa umană, ceva da. care depinde, e dincolo de minte. Da, da, dar este mai mult decât abilitatea cognitivă sau decât niște, eu știu, uh, uh, memorii de lectură sau da acumulări cognitive, uh, asimilarea unui conținut de învățare. Toate acestea, sigur. Experiențele anterioare. Experiențele anterioare, toate acestea pot ajuta, să spunem, pentru că Dumnezeu le folosește ca pe niște instrumente, într-adevăr, da, Le folosește ca pe niște instrumente uh, pentru îmbogățirea noastră în înțelepciune, dar ele nu trebuie identificate cu înțelepciune. Chiar pentru a ne educa? Da, sigur, pentru a ne educa, pentru că, iarăși, în Accepțiunea, vom vedea în Accepțiunea Sfintelor Scripturi. Uh, Omul înțelept este un om educat lăuntric, nu doar mental. Este un om care este angajat într-un proces de construcție de sine către asemănarea cu Hristos. Este un om care se îmbogățește în limbajul uh, Evanghelistului Luca, se îmbogățește față de Dumnezeu. Adică uh, dobândește tot mai mult din ceea ce este Dumnezeu în viața lui. Da? Devine tot mai asemănător lui Hristos sau cum spunea Apostolul Petru în 2 Petru, capitolul 1, versetul 4, se face părtaș firii dumnezeiești. Da? Și iarăși este foarte important de reținut faptul că înțelepciunea creștină, deși are această latură, sau înțelepciunea duhovnicească, are această latură teoretică, speculativă, să spunem. Adică omul care vrea să fie înțelept trebuie să reflecteze la Dumnezeu. Da? Omul înțelept nu este doar un om iscusit. Da? Sunt, sunt, există și această confuzie, că vorbeați despre confuzii legate de uh, conceptul de înțelepciune. Sunt unii care, într-adevăr, identifică înțelepciunea cu inteligența și este greșit. Sau cu acumulările cognitive, cultura, să spunem. sau Și acest lucru este greșit. Deși, să nu uităm, toate aceste laturi despre care vorbim sunt niște, am putea spune că sunt niște instrumente pe care Dumnezeu le folosește pentru ca omul să devină de înțelept, dar. Să nu uităm limbajul sau afirmația făcută într-un limbaj foarte direct, dar o afirmație foarte înțeleaptă a domnului Pleșu, care spunea în felul următor: în, în Raiul lui Dumnezeu vor fi um, oameni simpli și în după cum vor fi și lichele culte. Da? Asta e, deci, cultura, deși ar trebui să ne nobileze um, ființa lăuntrică, nu. Nu o facem întotdeauna dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Deci, în înțelepciunea spirituală, cunoașterea lui Dumnezeu este izvorul înțelepciunii. Cunoașterea lui Dumnezeu, de aceea și Scriptura spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Da? Nu ai cum, în, în uh, conformitate cu Revelația Sfintelor Scripturi, în perimetrul revelației divine și a împărăției lui Dumnezeu, nu poți fi înțelept fără să-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este izvorul înțelepciunii. Și bineînțeles, dătătorul acesteia și așa mai departe. Dar revenind la la portretul înțelepciunii duhovnicești, spuneam că deși are această latură să spunem contemplativă, adică trebuie să reflectăm la Dumnezeu, să ne gândim, să învățăm din toate. Vorbeați despre... Experiență ca instrument pe care îl folosește Dumnezeu Pe lângă acumulări cognitive, citirea scripturii și așa mai departe Schimb de idei ca cel pe care îl avem noi Astăzi, din experiență, trebuie să învățăm ceva spune despre câte un om Câteodată, domnule, ăsta e înțelept că e trecut prin viață Nu orice om trecut prin viață este înțelept Trecut prin viață este Sau înțelept este omul trecut prin viață Care a învățat ceva din lucrurile pe care le-a experimentat. Și aici ajută și acumulările mentale, da, lecturile ajută și reflexia, dar dincolo de toate, cel mai mult ajută relația personală cu Dumnezeu în Hristos și lumina pe care o aduce Duhul Sfânt. De aceea, înțelepciunea și priceperea sunt numite aici înțelepciune și pricepere duhovnicești. Apropo de chestia, poate. vă întreb da, da, o, o mică paranteză. Mi-am minte exact acum o, o întâmplare apropo de un, de un personaj din Sfânta un și vorba de David care a lucrat la un moment dat cu înțelepciune sau ne întrebăm, hai să ne punem întrebarea, a fost înțelept din punct de vedere uh, uh, al Sfântei Scripturi sau hai să o ducem așa, a fost o idee bună pentru David să se bată cu Goliat? Din punct de vedere omenește, n avea nicio... nicio... Șansă de izbândă. Absolut. Deci era o nebunie. Hai să nu spunem da, lipsă da, de înțelepciune. Da, da. Da? Era uh, dincolo de limita <laughs> înțelegerea cuiva, un, un copil era se bată cu un luptător profesionist și la imens. Dar din punct de vedere al înțelepciunii, lui Dumnezeu a fost. Și pentru că el spune la un moment dat, apropo de experiențe, că cel care m-a ajutat să scot oaia din gură mm -hmm leul și din mâna ursului, din ghearele ursului, da? Acela va ajuta să te... Urpa. Deci, practic, s a bazat pe niște experiențe și asta l-a ajutat da. să meargă mai departe și să ia decizia înțeleaptă, care până la urmă, într-adevăr, a fost cu succes. Da, da. Deci, asta e doar un, ca să exemplific, da, să știți. Da, da. Vedeți cum David uh, pune aceste experiențe pe seama intervenției divine. Exact. El, el știe cine l-a ajutat atunci. Știe cui a cerut ajutorul, în cine s-a încrezut a văzut cum a lucrat Dumnezeu. Deci, David, David este un filozof, în, din punctul acesta de vedere. Și să nu uităm: Părinții Bisericii aveau să numească Calea lui Hristos și Teologia Filozofie. Când, când la Sfântul Ioan Gură de Aur găsim termenul filozofie, el nu se referă la, eu știu, marile doctrine filozofice și la curentele ideatice din vremea respectivă sau, mă rog, din Grecia Antică, ci se referă la învățătura la înțelepciunea lui Dumnezeu în Hristos. Asta este filosofia. Și o să vedem de ce spune lucrul acesta, pentru că o spune Apostolul Pavel înainte. Dar revenind la David, pentru că tot l-ați adus în discuție, David este un, un filozof din perspectiva revelației dumnezeiești. Pentru că el trece prin niște experiențe și decantează niște adevăruri de acolo. Da? Adică, vedeți, îi spune lui Saul M-am luptat, da? Dumnezeu m-a ajutat, da? Sunt ca niște uh, silogisme, dacă da, vreți. Da. Dumnezeu m-a ajutat, asta înseamnă că cu atât mai mult când voi lupta în numele lui Dumnezeu, da? Dumnezeu mă va ajuta dacă îmi pun uh, încrederea în El. Pentru că lupt nu pentru turma Tatălui meu, ci lupt pentru slava lui Dumnezeu, pentru renumele uh, lui Dumnezeu. Și sigur, David chiar făcea lucrul acesta, nu cum zicem noi câteodată, când ne urmărim interesele, că facem pentru Domnul, dar de fapt știm noi pentru cine. Lucrăm și luptăm și ce motivație avem David chiar a luptat pentru gloria lui Dumnezeu De aceea el are un raționament sănătos în momentul respectiv Nu-l nu spitește pe Dumnezeu da? să, să se arunce acolo în lupta aceea cu Goliat într-o manieră nechipzuită da? Exact, exact da, da. David... Omenești dar e o nebunie Da, da și pentru că ați adus vorba despre despre înțelepciunea uh, Dumnezească, care este o nebunie pentru uh, lume, ajungem și acolo, în 1 Corinteni. Să vedem de ce uh, vorbește Apostolul Pavel în această manieră. Dar vreau să mai subliniez un lucru din Coloseni aici, până a trece la textul din, din uh, Corinteni, ca să facem legătura cu, cu David. Uh, Apostolul Pavel spune aici. Pentru că astfel, după ce spune să vă umpleți de cunoștința divină, prin înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, deci întotdeauna înțelepciunea uh, duhovnicească um, are finalitate practică. Ea se vede într-un anumit, într-o anumită conduită. O conduită plăcută Domnului. Nu se poate creștinește vorbind, biblic vorbind, să fii înțelept, dar să te comporți într-o manieră neplăcută. Da? Sau conduita ta să fie în dezacord cu Sfintele Scripturi, Se vede cu din voia exterior. Lui Dumnezeu. Da? Se vede din exterior că ești înțelept. Uh, am putea spune câteodată chiar, chiar neavând niște acumulări mentale, să zicem, da? un, un bagaj uh, de lecturi uh, foarte bine asimilat, da, mă refer la persoane care n-au avut preocupări intelectuale, să spunem așa, și care totuși pot fi numite înțelepte. Da. Am avut ocazia, să știți, și am fost surprins da. la începutul credinței cel puțin oameni care, din vedere academic, în ochii mei la vremea respectivă nu aveau nicio valoare sau erau sub sub ceea ce consideram eu ca un om pregătit. Am rămas uimit de atâtea ori când tăteam cu gura deschisă la ceea ce da, povesteau da. și spuneau și la uh, nivelul... Învățămintele pe care le trăgeau din, din și experiență. Și acum mi-aduc da, aminte da, de sfaturi da. și de de la oameni care, așa, din punct de vedere, al cunoștinței îmi dădeam doi bani. Sunt foarte sincer cu uh -huh. dumneavoastră astăzi. Dar oameni care mi-au dat niște uh, idei și niște mi-au dat niște învățături, niște cuvinte care da, da. mie mi-au schimbat uh, da, viața. Da, da. da. sunt uh, niște Într-adevăr, oameni care, având înțelepciunea lui Dumnezeu și trecând prin anumite experiențe, sunt capabili să decanteze de acolo, să cristalizeze niște principii, niște adevăruri, niște criterii, niște valori, care după aceea, articulate în fața noastră, a celor mai tineri sau mai neexperimentați, capătă o valoare gnomică. Memorabilă. Adică, efectiv, îți, îți răscolesc mintea și îți, îți schimbă viața. Da. da și eu mi-aduc aminte de astfel de oameni, uh, ale căror spuse îmi răsună în minte exact în momentul în care am nevoie de ele. Da. Deci, uh, acești oameni nu, nu, nu erau niște uh, academici, nu erau niște, eu știu. Uh, fără studii superioare, uh, fără. renumiți, niște erudiți. Învățători da, sau? Da. Da, nu erau faimoși, într-adevăr. Haideți să mergem la, la uh, arhetipul care uh, întruchipează cel mai bine uh, acea narațiune arhetipală despre care uh, aminteați, uh, și anume David și Goliat. Cine, cine întrupează la modul uh, definitiv, sublim, să spunem, această luptă? Cine este, cine este de fapt, David, Davidul, dacă putem spune așa, să-l articulăm, suprem. Da? Pentru că David acolo este un personaj care îl prefigurează pe Domnul nostru Isus Hristos. Exact. Acum, ca eu știu, exeget al Sfintelor Scripturi, dar și ca pastor, ca predicator, sunt uneori nemulțumit când aud predici foarte bine articulate. Unele ușor triumfaliste, să spunem, din episodul acela cu David și Goliat, și foarte mulți predicatori care predică din acel, din acel pasaj nu ajung să la interpretarea cristologică a pasajului. Se, se opresc la interpretarea antropocentrică a pasajului. Noi suntem David, Goliat este ori diavolul, orice, ori orice altă problemă cu care ne confruntăm și cu încredere în Dumnezeu noi să îndrăznim că Dumnezeu, dacă ne punem încredere în El, ne va da reușită, reușita pe care o dorim. Lucrul acesta nu este adevărat. Asta este, de multe ori facem greșeala asta au spus și eu în calitate de predicator, așa, din când în când la biserică, când predic din Vechiul Testament și îmi place mult Vechiul Testament și uneori, iar îmi fac mea pe aici în fața dumneavoastră, am, am fost atras, uh, de, atras de mânică în care mi s-a spus ai predicat excelent, dar unde a fost Domnul Hristos? Da, 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 este o, este o greșeală. Poate este cea mai frecventă greșeală pe care o facem atunci când, când predicăm din Vechiul Testament. Um, <coughs> sigur, nu, nu vrem să fim ofensatori față de alte religii, dar un uh, fost profesor de meu, domnul profesor Andreescu, profesor de istorie, un, un mare erudit penticostal, Spuneam în felul următor: dacă aceeași predică poate fi rostită și în sinagogă, și nu deranjează pe nimeni, înseamnă că nu este vorba de o predică creștină. Aceea nu este cherigmă. Aceea nu-l proclamă pe Hristos. Da? Dacă predicăm despre David și ne aplaudă și sinagoga, așa, atunci nu l-am predicat pe Hristos. Pentru că dacă l-am predicat pe Domnul Hristos. Cineva s-ar deranja în sinagogă, da? Să spunem așa. Dar, revenind la, la interpretarea cristologică a pasajului, Domnul Hristos este cel care împlinește desăvârșit și definitiv, să spunem, narațiunea arhetipală a luptei dintre David și Goliat. Adică, el este cel care, în ciuda aparențelor, modeste precare cu care el intră în lumea aceasta da, a reportat victoria definitivă a lui Dumnezeu împotriva unui dușman care părea mai puternic da? adică Domnul Hristos împotriva să spunem istoric vorbind împotriva imperiului de uh, uh, da imperiului roman, mă refer la un imper Imperiului de temut din exact. vremea respectivă, da? Imperiul roman în plină ascensiune. Domnul Hristos împotriva uh, oficialilor, înalților oficiali evrei. Uh, și să nu uităm, Domnul Hristos purtând păcatul întregii omeniri. Da? Cum spunea despre David, omenește vorbind, n-avea niciun sorț de izbândă. Și, totuși, el este cel care reportează victoria. Înălțătoare, magnifică, grandioasă a lui Dumnezeu, împotriva oricărei forme de rău, da, a diavolului, a ierarhiilor demonice și a oricărei forme de rău din Univers, pentru salvarea noastră, pentru mântuirea noastră. Da? Ne eliberează de păcat prin jertfa lui. Acum, ca să revenim la înțelepciune. Apostolul Pavel fondează o biserică foarte îndrăgostită de înțelepciune. Da? Este vorba despre biserica din Corint. Pentru că în agora corintiană ajungeau vorbitori celebri pe vremea respectivă și nu doar pe vremea respectivă, să nu uităm de vremea lui prima dată, de vremea lui Socrate și Platon, așa când sofiștii erau considerați cei mai Iscusiți oratori, iar oratoria, retorica era considerată regina tuturor științelor. Acești sofiști uh, spuneau pe drept cuvânt, este așa, pentru că, spuneau sofiștii Gorgia și alții pe care Platon îi combate prin uh, dialogurile socratice, ei spuneau adevărul absolut, iată, nimic nu sub soare, exact ce se spune acum în postmodernism. Adevărul absolut nu există. Nu există adevăr uh, fix. Nu există principiu, temei fix al realității. Adevărul este așa cum îl percepem noi. Fiecare dintre noi avem Adevărul nostru. Și dacă nu există Adevăr Absolut, ci există doar Adevărul meu, atunci cea mai înțelepciunea constă în a-i convinge pe alții de Adevărul meu. Că Adevăr absolut nu există. Dacă ar exista, dacă n ar fi accesibil, am luptat să-l cunoaștem, dar nu există așa ceva. Adevărul este Adevărul meu. Cu cât sunt mai capabil să-l conving pe altul de adevărul meu, cu atâta sunt mai înțelept. Sigur, iată, chiar și un uh, individ ca Platon, Socrate, urmat de discipolul său Platon, uh, atrage atenția asupra falsității acestui raționament. Avem chiar un uh, dialog socratic uh, la Platon, Gorgias se intitulează, în care. Platon îi demonstrează, îi demontează teoria lui Gorgias, acest sofist renumit. Dar această concepție s-a păstrat, iată, până în vremurile Apostolului Pavel. Da? Deci, să zicem, 400 și ceva de ani, da? dacă ne gândim la uh, Platon, care a trăit între 427 și 347 înainte de Crisos. Da? Uh, care spuneau, care, care erau îndrăgostiți de retorică și... După ce Apostolul Pavel fondează uh, biserica, ei acceptă, bineînțeles, Evanghelia, se întorc la Hristos, dar apare acolo Apollo. După Apostolul Pavel, dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, uh, capitolul 16, pe final de capitol, Apostolul Pavel uh, își continuă călătoria misionară, ajunge acolo uh, Apollo, Fapte 18, mă scuzați, ajunge Apollo și Apollo. Este un orator iscusit, despune deci Sfânta Scriptură lucrul acesta foarte clar, avea dar o vorbire. este un orator foarte iscusit și corintenii spun Dom'le, totuși se poate, se poate să vorbești adevărul lui Dumnezeu, iată, într-o manieră, cu o retorică strălucită. Și încep să-l conteste pe Apostolul Pavel, să-i conteste autoritatea apostolică, pentru că, spun ei, este un necioplit în vorbire. Apostolul Pavel are să... Vorbească despre aceasta în 2 Corinteni. Da, sunt un neceplit în vorbire, dar nu și în cunoștință. Bun. În capitolele 1 și 2 din 1 Corinteni, Apostolul Pavel abordează problema aceasta a înțelepciunii. Și vreau să, să discutăm despre ele pentru că de multe ori aceste învățături au fost um, citite fără a să ține de context, contextul despre care tocmai vorbim, și Apostolul Pavel a fost uh, portretizat ca un predicator anti-intelectualist. Când el uh, spune, de pildă, 1 Corinteni 1 cu 17, de fapt, Hristos nu m-a trimis să botez, ci să propodesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Da. Tocmai Pavel, cel care învățase și la Exact. mare erudit. Exact, care era un erudit, un teolog, sigur, aici iarăși se interpretează greșit o spusă a Apostolului Pavel, cum că le-am socotit pe toate ca pe un gunoi ca să-l câștig pe Hristos. Dar nu se referă la educația lui acolo, ci se referă la cariera lui în iudaism. Da? Exact. Și spune, am renunțat la acea ascensiune, da? la, la cariera mea, la ascensiunea mea fulminantă, că el spune, era mai înaintat în cunoaștere decât cei de o vârstă cu el. Și zice, am renunțat la acestea ca să-l dobândesc pe Hristos. Dar nu se referă la educația lui. De educația lui s-a folosit din plin. Nu s-a dezis. Nu s-a dezis de educația lui. Era, de fapt, el era un teolog, un specialist în Vechiul Testament, în interpretarea textului sacru. Nu avea cum să se dezică de aceste cunoștințe și abilități atâta vreme cât a demonstrat prin scripturi că Isus este Hristosul. Da, asta a fost prima lui preocupare, să spunem. Și după aceea, da, mai spune după aceea, că înțelepciunea lui Dumnezeu este nebunie pentru lume sau Dumnezeu a prostit, i-a prostit pe înțelepții veacului acestuia. La ce se referă foarte scurt apostolul Pavel? Nu se referă la faptul că nu trebuie să fim înțelepți sau educați, sau că n-ar trebui să fim cult, sau ci se referă la faptul că înțelepții lumii cei care vedeau în crucea lui Hristos o nebunie, da? Cum să, să salveze Dumnezeu acesta unic al vostru, creștinilor și al evreilor, să salveze Dumnezeul acesta unic lumea prin moartea unui revoluționar evreu condamnat de romani. Nu se poate. Așa ceva este într-adevăr un nonsens. Când Apostolul Pavel spune acolo că înțelepciunea lui Dumnezeu este o nebunie sau crucea lui Hristos este o nebunie, moria în greacă. Da? Pentru, da? Asta înseamnă nu, nu boală mentală, ci se referă la un nonsens. Este un nonsens cum să fii salvat prin unul care a murit. Cum să ai viață veșnică printr unul care a murit. De aceea Apostolul Pavel spune că slăbiciunea lui Dumnezeu, adică crucea lui Hristos, umilința aceea, dezgustul pe care îl provoacă, prin acest dezgust, prin această umilință a crucii lui Hristos, Dumnezeu salvează lumea. Cum prostește Dumnezeu înțelepciunea înțelepților? Prin faptul că înțelepții cu toată reflexia lor, cu toată cunoștința lor, cu toate acumulările lor, nu au fost capabili să găsească o soluție pentru condiția umană decăzută. Singurul care a salvat omenirea din robia păcatului a fost Hristos și nu prin speculație, ci prin cruce. Dar asta nu înseamnă că noi, dacă medităm la crucea lui Hristos, suntem acești înțelepți pe care i-a uh, nimicit Dumnezeu, i-a uh, înnebunit uh, Dumnezeu. Deci, Pavel nu vorbește împotriva reflexiei și cu atât mai puțin împotriva reflexiei teologice. Absolut. Da? Ci vorbește împotriva celor care considerau cum ar spune unii astăzi, da, care, care știm că sunt mai ales uh, în societatea noastră din ce în ce mai ostilă valorilor creștini și, creștini și idei de biserică în societatea seculară, sunt foarte mulți, din păcate din ce, mai mulți, din ce în ce mai mulți intelectuali care spun că uh, biserica este un vector de imbecilizare a populației, care spun că eu știu, creștinii sunt retrograzi, hmm. sunt fanatici sau uh, unii au încercat uh, așa zici specialiști în neuroștiințe, le spun așa zici pentru că nu cred că un specialist adevărat ajungea la asemenea concluzie, că oamenii care, am găsit un articol chiar în, în presa din România, că oamenii care cred în Dumnezeu ar avea creierile mai mici, da? adică sunt împuținați neuronal. Sau, da? e, pe aceștia, despre aceștia ar spune Apostolul Pavel că Dumnezeu I-a înnebunit. Da? De ce? Pentru că, cu toat, pentru că cu toate cunoștințele lor, cu toată știința lor avansată, nu a reușit nimeni până în momentul de față să rezolve cea mai mare problemă a rasei umane și anume decăderea, uh, decăderea naturii umane. Noi nu suntem în stare să reabilităm firea umană. Să restaurăm firea umană. Și istoria ne-a arătat-o, mai ales istoria recentă, ne-a arătat-o uh, foarte convingător. Da? Uh, asta s-a crezut în epoca modernității, în, în secolul al XX-lea, mai ales la începutul secolului al XX-lea, sub uh, imperiul uh, acelor, uh, eu știu, acelui elan cultural, mm. industrial, tehnologic, da? pe care. L-a înregistrat uh, umanitatea, mă refer la, la uh, societatea occidentală, s-a spus atunci și unii teologi au fost amăgiți de acest trend ideatic, s-a spus, iată, dacă mergem în ritmul ăsta cu dezvoltarea civilizațională și culturală și tehnologică, ajungem la o societate perfectă, eradicăm răul, eradicăm boala, eradicăm, uh, nu știu, necazul, foamea, uh, tot ce înseamnă calamitate. Și primul război mondial și apoi poate mai rău, mai crunt, al doilea război mondial, da, a dat umanității lecția, au dat umanității lecția de care avea nevoie. Făptura umană, oricât de cult ar fi, oricât de, eu știu, cizelat ar fi prin educație, oricât progres civilizațional ar face, este capabilă de atrocități inimaginabile. Ce s-a întâmplat în al doilea război mondial, știm, da, Holocaust și alte experiențe în acestea de um, inginerie genetică și socială, mai târziu comunismul, da? da? Mai târziu, care, care a uh, uh, propus tot felul de experimente de inginerie socială uh, monstruoase. Toate în afara lui Dumnezeu. Toate în afara lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Da? Și acestora, Apostolul Pavel le-ar spune astăzi, iată cum Dumnezeu v-a nebunit, v-ați crezut înțelepți. Și iată de ce sunteți capabili. Da? Iată ce a produs înțelepciunea umană cu tot rafinamentul, cu tot progresul, cu toată avansarea ei. Așadar, principiul rămâne valabil. Ipostazierea, dacă vreți, întruparea desăvârșită a înțelepciunii este Hristos răstignit și înviat. Pentru că, iată, numai prin El Dumnezeu a restaurat firea umană, da? Rasa umană. Oricine crede în El și intră în El prin credință și botez este restaurat. Cu alte cuvinte, numai prin Domnul Hristos am capacitatea, prin șeful Domnului Cristos am capacitatea de a vedea da. realitatea așa da. cum o vede Dumnezeu. Da, da, da. Omul transformat de da. Domnul Cristos da. devine. De aici pleacă înțelepciunea. Înțelepciune. De la transformarea pe care Dumnezeu o produce în făptura umană prin credința în Hristos și lucrarea uh, duhovnicească restauratoare a Duhului Sfânt. Da? Pare deci, o disciplină totuși, e un proces și care necesită uh, ceva efort, disciplină din partea credinciosului. Sigur, sigur, e un parcurs uh, pe care unii suntem mai avansați, alții ceva mai lenți, să spunem așa, și, într-adevăr, disciplina joacă un rol fundamental. Pentru că mântuirea, da, sau dacă vreți, înțelepțirea sau da, să folosim terenul de care ne ocupăm, conceptul de care ne ocupăm în seara aceasta, acestea sunt lucrări, da, sau este o lucrare, dacă ne referim la mântuire, în sensul ei global, larg, este o lucrare sinergică, adică o lucrare divino-umană. Dumnezeu ne dă Harul Său în Hristos Domnul, ne dă uh, Duhul Sfânt, ne pune la dispoziție mijloacele și printre acestea încercările, poate ajungem să vedem foarte scurt, ne pune la dispoziție mijloacele, Harul, puterea, da? dar noi trebuie să fim suficient de disciplinați, sârguincioși, cum spune uh, Apostolul Petru, spune, de aceea, dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința, cunoștința, da, cu uh, iubirea, faptă, și așa mai departe. Astfel încât și dacă le veți avea pe toate acestea, nu veți fi nici leneși, nici neroditori în ce privește cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos. alte cuvinte. Adică, înțelepciune. Adică da, suspens, așa cum vede da, Dumnezeu. Da, da. da. Um, spuneam uh, că o carte. Mai recent s-a constatat că este, de fapt, o carte de înțelepciune consacrată înțelepciunii duhovnicești, Epistola lui Iacov. Foarte multă vreme, până recent, despre Epistola lui Iacov s-a crezut că este o uh, suită de uh, exortații fără legătură, fără, fără o, o legătură compozițională și ideatică uh, între, între ele. Mai recent, da, exegeza uh, modernă a constatat că de fapt ea se apropie foarte mult de literatura de înțelepciune iudaică și tema dominantă a acestei scrieri nou testamentare este înțelepciunea. Dacă ne uităm cum, la felul în care începe, eu am și împărțit în vreo patru secțiuni această scriere când am studiat-o, tot în funcție de ce se spune despre înțelepciune, scriitorul sacru începe prin a vorbi despre dobândirea înțelepciunii. Și primul mijloc de dobândire a înțelepciunii, e foarte interesant, eu poate aș proceda altfel, dar primul mijloc de dobândire a înțelepciunii îl reprezintă încercările. Da? Cred că am mai discutat într-o emisiune cu dumneavoastră acolo unde spune Iacov, da? fraților să priți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, că încercarea formează caracterul, ne parafrazăm, da? sintetizăm ce spune Iacov, încercarea formează caracterul. Și imediat după aceea parcă, parcă ar fi o fractură de logică acolo. Spune, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, ceară, dar ceară cu credință. Par, pare o fractură tematică acolo, dar nu este. Pentru că Iacov spune așa, priviți ca o mare bucurie când treceți prin încercări, că încercarea aduce foloase. Dacă nu aveți capacitatea de a privi în felul acesta, în, încercarea, cu alte cuvinte, dacă nu aveți înțelepciune, da, cum spune el, dacă nu aveți capacitatea de a privi încercarea în felul acesta, Cereți înțelepciune. Este foarte interesant că Iacov nu spune cereți să ieșiți din încercare. Noi, noi asta facem. De întotdeauna. Întotdeauna, face. întotdeauna. Eu eu am un soi de întristare când aud cum ne rugăm în bisericile noastre pentru cei încercați. Că ne rugăm pentru da. cei încercați. Și parcă rugăciunea, mă refer mai ales la Pentecostal, că se roagă în comun. așa. Parcă rugăciunea pentru cei încercați este și mai înflăcărată. Așa este. Dar... Aproape niciodată, ca să nu mă exprim în, în termeni definitivi, să nu mă fac vinovat, aproape niciodată nu ne rugăm pentru înțelepțirea încercaților. Pentru că ni se pare că ei au nevoie de orice altceva, numai de înțelepciune nu. Au nevoie, domnule. Cui îi lipsește banul, să-i dea Dumnezeu bani. Cui îi lipsește sănătate, să-i dea Dumnezeu sănătate. Cui îi lipsește pace în familie, se i dea Dumnezeu pace în familie. Dacă cineva este persecutat, să detenționeze Dumnezeu situația respectivă. Dar Iacob spune, nu, în astfel de situații, grija voastră nu este să scăpați de încercare. Aici Dumnezeu este suveran și aici este o altă confuzie pe care o facem. Confuzia între suveranitatea lui Dumnezeu și a tot puternicia lui Dumnezeu. Când spunem că Dumnezeu este suveran, noi înțelegem că Dumnezeu Poate să facă orice, deci poate să facă și ce-mi place mie. Dar nu, suveranitatea lui Dumnezeu este un atributul în virtutea căruia Dumnezeu decide ce dorește, cum dorește. Da? Deci, Dumnezeul suveran decide când intru în încercare, când ies din încercare. Rugăciunea mea conform lui Iacov trebuie să fie, Doamne, fă-mă mai înțelept în încercare. Fă-mă mai înțelept să văd foloasele acestei încercări și fă-mă mai înțelept ca să le dobândesc. Din încercare trebuie să ies mai înțelept. Dacă nu ies mai înțelept, am trecut degeaba pe acolo. Asta Noi, câteodată, când se termină o criză din viață, spunem: Mi-a dat Dumnezeu biruință. Eu mă îndoiesc. Unii dintre noi nu ieșim biruitori. Se rezolvă problema, dar asta nu înseamnă că am ieșit biruitori. Sunt biruitori în încercare dacă am devenit mai înțelept. Adică, da, mă rog, mă rog să nu pierd locul de muncă. Mă rog să nu pierd locul de muncă. Și nu mi-l pierd. Nu -mi pierd locul de muncă. Mai fac și ceva mânării pe acolo, mai văd eu, mai dau în stânga, în dreapta și nu-mi pierd locul de muncă. Și zic eu, mi-a dat Dumnezeu biruință. Nu cred că mi-a dat Dumnezeu biruință, nu că n-ar fi vrut Dumnezeu să-mi o dea, ci că n-am primit-o eu. Și se poate ca să mă rog pentru această cauză, îmi pierd locul de muncă da, să fiu... și să fiu biruitor. De ce? Pentru că am învățat. Ceva din această încercare. Să zicem, dau un exemplu. Să zicem, uh, am avut un serviciu bine plătit, să spunem, am în loc să dăruiesc mai mult, să investesc mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu, am cheltuit mai mult și Dumnezeu mi-a luat această, mi-a restrâns această binecuvântare pentru că uh, am risipit, mi-am pierdut locul de muncă. Dacă eu îmi dau seama atunci și sunt, da, Doamne, ai dreptate în ce faci. Am risipit. În loc să fructific mai mult pentru împărăția ta, eu am cheltuit mai mult. Am risipit mai mult. Am folosit, cum zice Iacov, iarăși, da, în plăcerile, în poftele și în plăcerile mele. Ai dreptate când îmi iei acest loc de muncă. Dacă am ajuns la această concluzie, sunt un biruitor cu serviciu pierdut. Șomer, dar biruitor. Da? Sunt un înțelept. Am ieșit un înțelept. Cu contul gol, dar bogat în înțelepciune. Da? Acesta este, dacă vreți, acesta este mesajul narațiunii arhetipale a luptei lui Iacov cu Îngerul Domnului. Iacov iese de acolo din lupta aceea, șchiopătând, rănit, rănit dar binecuvântat. A intrat bogat da? și totuși sărac. Din și punctul cu nouă lui, identitate. Dar, dar iese din lupta aceea șchiopătând și totuși bogat. Binecuvântat. Da. Foarte. Da. E extraordinar. După această discuție cu dumneavoastră simt că... Mi se mai luminează o, part, o parte, așa, din, din creier și, de asemenea, din, de. Din, din ceea ce am înțeles din Sfânta Scriptură. Cât de multă profunzime, inclusiv interpretările acestea la care am făcut referire la discuția lui Pavel cu înțelepții din vremea aceea și la tot ce însemna știința, da, oratoria, într-adevăr, greșeala pe care mulți o facem este că nu contextualizăm și nu privim așa cum privea nici Pavel când a scris și nici așa cum uh, 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 se înțelegea la vremea respectivă contextul din vremea, din vremea uh, scrierii scripturii. Domnule profesor, este o să, îmi pare rău, timpul e atât de, de scurt, Eu nu știu că între uh, aceste 50 de minute cu dumneavoastră, cu siguranță mai avea. Uh, să spun, nu pot să spun decât slavă Domnului pentru emisiunea aceasta. Uh, mă simt mai bogat, mai, uh, mai plin de, de încurajare și, bineînțeles, uh, Haideți împreună, stimați prieteni, și uh, să ne luptăm, să ne ducem uh, lupta aceasta pentru a obține înțelepciunea Lui Dumnezeu. Spune să o cerem și să privim lucrurile așa cum Dumnezeu ne spune, prin ochii Lui, dar bineînțeles să nu uităm că trebuie să medităm, să gând, lucrăm astfel încât crucea să fie și Domnul Hristos să fie întotdeauna pe tron în viața noastră. Uităm de foarte mult lucrul acesta. Încercăm să a facem orice, inclusiv uh, să spunem așa, Uh, ilustrația asta cu locul de muncă. Parcă a fost așa, acolo s-a dus. Uh, am să țin minte emisiunea asta și la vă Domnului pentru, pentru tot ce faceți, pentru părățile Domnului. Domnule profesor, ne rugăm pentru dumneavoastră. Uh, vă doresc mult succes și mulțumesc foarte mult pentru, pentru tot ce faceți și pentru emisiunea noastră. Contribuția este extraordinară. Primim foarte multe aprecieri. Asta este spre zlava Domnului sigur, sigur. și. Ne dorim în continuare, sunteți un invitat permanent la noi, stimați prieteni, vom continua și alte teme, și cu alte teme, și cu ajutorul Domnului și cu înțelepciunea care vine de la, de, de la Dumnezeu, încercăm să facem tot ce se poate ca să fim de folos și noi și să aducem contribuția noastră la logia împărăției lui Dumnezeu. Vă mulțumesc mult! Cu multă plăcere, Domnul, să ne facă pe toți înțelepți în Hristos Domnul și prin Duhul Sfânt. Amin! Dragi prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost alături de noi, până data viitoare noi vă salutăm și vă spunem la revedere!